data aceasta ne oprim din nou în Buzău și asta pentru că am marea bucurie să revăd cum lucrurile capătă amploare în Buzău datorită unui om, Sorin pe numele lui, pe care îl știu de 100 de ani, cu care de altfel am și început drumurile către Buzău pe vremea MSM-ului, adică fix acum 18 ani, aproape 18 ani, să nu exagerez. Sunt 18 ani. Mersi, Adi. Imediat îl vedeți, nu-l arăta? O splendoare de băiat. Cu Sorin am început și uite că tot cu Sorin o ținem înainte aici în Buzău. After City Pub and Club este locul care din această seară își deschide porțile în Buzău, o locație superbisimă de vară. Vizionare plăcută, 20 de minute de acum încolo. De băiat de care vă spuneam, Adi, pe numele lui. Așadar, hai să lămurim exact unde în Buzău se află After City. Și după aceea intrăm în amănunte, Adi. After City se află în afara orașului. Mai exact? Mai exact, pe șoseaua de centură ce leagă Bucureștiu, Brăila, Galațiu. Buzău. În Buzău, da, după practică. Hai să înțelegem care e conceptul ăsta unic pe care voi, iată, îl puneți la dispoziția buzoienilor întâi de toate. Și zic eu că e o premieră. Dăm exact din casa, Adi, ce înseamnă After City-ul ca și concept. Ce implică? Da, îmi place foarte mult întrebarea care ai pus-o și într-adevăr este inedit ca concept. Faptul că sunt mai multe locuri de petrecut în același loc ne-a dus cu gândul tot de la client. Clientul se merge, intră în club, se plictisește. Și am încercat să adunăm mai multe cluburi, mai multe stiluri muzicale. Și un fel de mini-centru vechi. Între ghilimele. Nu, o zonă industrială, okay. a muzicii sau a petrecerii unei seri reușite în Buzău. Am zis că sunt 5 zone de distracție în aer liber în After City. Da. Le luăm pe rând de la intrare. Da. Începem de la intrare, avem TSS Pub, summer-ul de vară, corespondentul a locației de interior, cu care funcționăm tot timpul iernii la ieșire din Buzău spre Focșani. De 20 și ceva de ani. De 24 de ani. Unde Sava și-a început, cariera. DJ Sava și-a început cariera, pe care de altfel l-am revăzut în această seară, e pe aici printre invitați, săvușca al nostru, dragul nostru Sava. După aceea urmează zona de food court.
Cea de aici, chiar din spatele nostru. O zonă de food court, lounge, cu o zonă de tech house. Unde dacă lumea se cumva simte golită la stomacel, pot veni ca aici. Se poate păpa. Pe da. Ce linie merge bucătăria, ce le servit? Bucătăria este bucătărie rece, sandvișuri, o parte de baghetărie, este nou, un concept nou pentru ceea ce se întâmplă în zona de food în România. Baghetărie. Baghetărie este o zonă gen băuei, dar caldă, ceea ce este foarte inedită, se practică foarte des în Franța, în... Hai să zicem Franța, dar Franța în general, că ei au inventat bagheta. Da. Ei au fost cei care chiar ne-au servit. Bagheta franțuzească și chiar o să vreau să mergeți să încercați produsul respectiv. E greșit, Danuța al meu, care sunt ușor-ușor cu trecerea timpului în noapte, întotdeauna îl ia foamea, negreșit o să-ți fie client. Mare drag, vă aștept. Bun, după ce vedem partea de food, acest feel and dance, nu știu de ce ai spus așa, tu știi? Că trebuie să și te gândești când stai la masă că ești în același loc. Ok. Și vine partea cea mai importantă, cea mai mare și cea mai solicitată, cred. Este partea de club. Fostul club No Limit este mutat. Da, exact cel care îl vedeți acum. Asta este clubul, clubul No de var. Limit este corespondentul clubului No Limit mutat aici. După aceea este locația din spatele dumneavoastră. Asta mi se pare cea mai tare. O să-l vedeți imediat. Prin chestia asta, Adi, Sorin, întreaga echipă de la After City îmi demonstrează că au idei crețe și bune. Nu-l plâng pe ăsta micu că n-ar avea idei crețe. De când îl știu, întotdeauna a avut idei bune și le-a pus în practică. Este un autobuz, corect? Da. Un autobuz cu ataș. Este un autobuz nemțesc cu burduf. Așa, eu zic ataș. Tot aia e. Transformat în club. Cât de tare? Care l-am pregătit. Ce se întâmplă în autobuzul? În autobuz este utilat complet, este o zonă VIP. Mini lounge VIP. Cu muzică, DJ, bar, totul utilat pentru o petrecere nebună, total diferită și atipică pentru tot ce se întâmplă în toate locațiile de aici. Capacitatea totală a acestui, hai să-i spunem, mini-complex de clubbing și de distracție, ce înseamnă? Câtă lume poate aduna After City Pub & Club la oaltă? Având o lungime de 100 de metri și 22 de metri lățime, cu siguranță minim 5.000 de persoane pot veni aici. 5.000? Da, 5.000 de persoane pot veni aici și petrece. Adică mai mult decât la Atlantis. Capacitatea Atlantisului acum 3 ani de zile când am deschis. În 2008 când s-a deschis Atlantisul, 3.500 de persoane ne-au culcat și se putea merge foarte, foarte lejer. Asta o depășește cu adevărat prin dimensiunea ei, prin mărimea ei și prin faptul că poți respira cu adevărat, te poți plimba. Nu-ți place o melodie din club? Începi și o freci pe aici, de-a lungul și de-a latul, adică încep să se frece ei, înțelegeți? La modul plimbat, ieșit și te freci din loc în loc, adică intri acolo, ieși acolo, intri acolo, intri acolo, te duci în autobuz,
stai la butoaie unde poți să stai sub umbreluță cu o bericică în față, alea. Pe ceea ce înseamnă evenimente, pe ideea de entertainment, invitați, spunem, dăm dacă vrei din casă, măcar câteva nume care vor veni cu siguranță la After City Pub and Club de aici din Buzău. Negre și Sava, n-are cum. După cum... E acasă, Sava. Da, este adevărat, este acasă, este din Buzău și este cel mai bun prieten al nostru. O să-l aduc pe Rosario Internulo, cel mai bun prieten al meu, Optic, Eftimie, Mano, Azteca, tot ce ține de Kudos, pentru că am o petrecere care se numește Like Kudos în Buzău și vreau să aduc tot genul ăsta de evenimente, plus pe partea de pub, pe segment de muzică live, muzică live, Vama Veche, Iris, Compact, tot ce ține vor fi aici. Mă bucur mult că te-am revăzut, că ești la fel de frumos, la fel de vivace, la fel de energic, cum te știam. Așa să-mi rămâi. Mulți ani frumoși de acum încolo și cu After City-ul și, nu știu, poate noi chemați să vedem și Braseriu, că mi-a plăcut locul, îmi place locul, arată senzațional. Este un loc absolut superb, extrem de rafinat, nesperat pentru Buzău, dacă să mă întreb. Bravo! Mulțumesc frumos, mă bucur că ai venit și cu adevărat chiar mă bucur că ați venit la noi și vreau... Era timpul, că știi cum e vorba aia? Ochii care nu se văd... Se uită. Și n-aș vrea să uit ochii tăi verzi. Mulțumesc frumos și vă aștept să vă distrați și să vedeți locul pe ansamblu în seara asta. Mulțumim frumos, Adi.